După multe zile cu nori și ploaie pe litoral, azi a fost o zi perfectă de plajă. La prânz, termometrele au arătat 25 de grade Celsius pe litoral și a fost prima zi din această mini-vacanță de Rusalii în care turiștii s-au bucurat cu adevărat de plajă și de mare. Nu e nici foarte cald, apa este bună, s-a salvat la final mini-vacanța. Ne bucurăm de vremea de aici, este foarte frumos. Mai fac castele, mă joc cu scoicile și mai fac tot felul de lucruri. Zilele trecute am avut arborat și steagul roșu și galben. Este exact prima zi de plajă, fără probleme. Finalul mini-vacanței a adus primele încasări semnificative pentru operatorii de plajă. Clar e cea mai bună zi de până acum, de când a început sezonul. Prețul ca în alți ani? Sunt chiar mai mici ca în alți ani. Dacă în alți ani de Rusalii dădeam sus lungul cu 30 de lei, anul acesta l-am dat cu 20. Hotelierii se așteptau ca aproape 80.000 de turiști să-și petreacă mini-vacanța de Rusalii pe litoral, dar prognozele meteo i-au speriat pe mulți dintre ei. Rezervările au fost foarte puține, anulările au fost destul de multe pe ultima 100 de metri datorită condițiilor meteo. Grad de ocupare de aproape 90% au avut hotelurile cu piscină interioară. Am avut un pachet care a inclus 3 nopți de cazare cu demi-pensiune, mic dejun și prânz, acces la spa, la piscina interioară, plus terapii. Și clujenii s-au distrat la plajă, chiar la ei în oraș. Au avut parte de soare, nisip și relaxare pe plaja Grigorescu, o plajă artificială amenajată pe malul Someșului. Maxima de astăzi ajunge la 27 de grade, astfel că statul la plajă este o idee excelentă. Este foarte aproape de noi, avem copii mici care au venit să joace un pic și la apă și la nisip. Cu gălețile luăm apă și punem acolo și când va ajunge la un anumit nivel, apa va curge până în Someș. Vin de 30 și ceva de ani la aici. Sunt obișnuit cu ea și îmi place, m-am obișnuit. Accesul pe plaja Grigorescu este gratuit.